aici cu părinții și cu fratele tău. Exact, exact. Cum de nu te-ai mutat deja singură? Exact. Păi eu am terminat facultatea anul trecut, trebuia să-mi termin studiile aici pentru că era lejer să stau acasă, n-avea rost să închiriez ceva nou. Deși avem un apartament, chiar două, în care aș fi putut să mă mut. Dar mi-a fost bine aici, aveam toate, o să vă arăt imediat, toate camerele și luminile și culorile pe care filmam și edit. Aici avem o cameră de edit în care edităm împreună și pur și simplu era totul aici. Văd aici în spatele nostru foarte multe medalii, premii, sunt ale tale sau și ale lui Răzvan? Sunt și ale mele și ale lui Răzvan. Eu și Răzvan am făcut 7 ani de dans sportiv la Mihai Petre și la... Și sunt trofee câștigate la concursuri, a fost foarte tare perioada de dans sportiv, plus multe, multe trofee și medalii de la concursurile de dans, street dance, hip-hop, dans modern cu Academia mea de dans. Am luat foarte multe locuri, 1, 2, 3, în Croația, Italia și România. Văd în spatele tău luminile, camera, croma, da. Aici este spațiul studioul tău nostru. De lucru. Da. Da, da, aici chiar de curând am făcut-o pentru o mică colaborare, am avut nevoie de cromă ca să pot să editez și să fac diferit în spate. Nu prea folosesc, sincer, verdele și croma aceasta, de fapt, dar acum m-ați prins, chiar ieri am filmat și am zis să o las încă un pic pentru că mai am de filmat niște chestii pe ea. Și da, e foarte tare. Avem mai multe lumini de atât, avem și mai multe culori, avem și alte camere, lucrăm și cu 3 camere, că mai facem și seriale și avem nevoie și de stabilizator și toate chestiile Știu astea. Știu că tu faci și serialul cu sirenele, da! Ești activă și pe TikTok, ești cel mai urmărit om pe TikTok din România, da? Da, aici... cu diferență de 4 milioane de abonați între mine și următorul, cred. Da, 4-5 acolo. Stau pe un scaun, am televizorul în față, am textul în stânga și microfonul în față, da? Și stau super relaxată. Imaginează-ți că nu trebuie să stai în picioare, stai doar pe un scaun. Te uiți la desene sau la seriale, ceea ce e genial, pentru că oricum nu-i place să facem asta. Se vorbește în engleză în cască. De exemplu, îți dau un exemplu cum ți-am dat și mai devreme. Eu sunt Prințesa Sofia, sunt vocea. Și spune acolo: "Hi, I'm Princess Sofia." Și eu trebuie să aud intonația ei și să văd replicile acolo traduse deja în română și să zic: "Bună, eu sunt Prințesa Sofia." Majoritatea urmăritorilor tăi sunt copii. Bănuiesc că fetițe în mare parte. Așa este. Și băieți, sunt foarte mulți băieți, băieții la putere. Chiar sunt. Ce o să se întâmple când o să avansezi în vârstă? Te vezi făcând aceleași lucruri și la 40 de ani, adică nu știu, să faci activități destinate copiilor? Am ajuns acum și în dormitorul tău, un dormitor foarte drăguț și foarte colorat. Îți admiram înainte să începem așternuturile, pentru că sunt foarte drăguțe și fac trimitere tot la mediul online. Online, normal. Da. Văd aici că ți-ai pus un... New York. Un tapet cu New York. Da, și vreau să zic că am avut niște luminițe, s-a stricat acolo sus, că le-am dat jos că s-au stricat. Erau luminițe așa mișto, știi cum se văd la americani. Aia, asta de și puțin, da, nu este problema. Văd acolo butonul de la YouTube pentru 100.000 și aici îl văd pe cel de un milion. Te așteptai atunci când ai început să postezi pe YouTube că o să ajungi la atâția urmăritori? M-am gândit că o să se întâmple asta, dar în România nu era nimeni cu 1 milion când eu m-am apucat. Adică poate cel care e cel mai mare acum pe YouTube, cel mai mare YouTuber, avea 300.000 de abonați. Văd în spatele tău mai multe jucării. Yay, da! Îți păstrezi sufletul de copil, da, jucărioarele. Da, sunt plușuri și primite de la copii. Ah, ce drăguț! Da, și am avut turnee, am ajuns la 4-lea turneu, doar că anul trecut din cauza coronei n-am putut să mai facem turneu. Și a fost primul an fără turneu și a fost așa trist. Spune-mi, tocmai pentru că ai public alcătuit din copii, primești și hate? Ca orice situație în care lucrez cu copii, se întâmplă chestia asta și în America sunt artiști care fac doar pentru copii și își primesc foarte mult hate. Dar îți primești și de la copii? Nu, de la copii. Copiii sunt buni, nu. Maxim, dacă ar fi să fie, nu știu, poate sunt copii care au suferit ceva în familie și n-au destul de iubire să dea mai departe iubire. Eu consider că oamenii care dau hate sunt oameni care încă nu sunt mândri de ei sau oameni care nu își primesc destul de iubire ca să dea iubire mai departe, știi? Și atunci eu... Doar mă rog pentru ei să fie mai bine și să aibă parte de mai multă iubire de la părinți sau de la prieteni. Dormitorul ți l-ai decorat tu singură? Văd da. Aici oglinda, laptopul, da. Două agende, harta, ring light-ul, da. Jucărioare din nou normal. Deasupra oglinzii, foarte drăguțe. Mulțumesc. Draperia ai ales-o roz,
foarte feminin. Și vreau să zic că și asta era roz înainte, că se potrivea foarte mișto roz cu gri, erau cu pernuse gri, doar că acum am primit-o de curând și am zis hai să o pun pentru o lună și e drăguță și apoi o schimb cu roz înapoi. Ce drăguț! Văd aici în dreapta noastră că ai și dressing-ul, hai să-l deschidem. Văd aici că ți-ai... Sunt de-astea badge-uri pe care le-am primit ca și school director sau așa, gen la concursurile de dans am avut mereu de-astea, gen să le pun să... A, uite, asta a fost un ceva pentru YouTube. Foarte tare, foarte dacă ce sunt! Da, și mai sunt, sau rupt, sau nebunie. Hai să deschidem dulapul să vedem. Da, v-am zis că este un dulap în care putem să intrăm. E un fel de dressing micuț. Nu, e nu este urât aici, doar că este foarte înghesuit și n-arată atât de wow. Te lăsăm doar pe tine da, să intri. Da, promit că dacă îmi voi face o casă în altă țară, o să fac un dressing de la mare și vă chem acolo. Oricum este foarte drăguț și acesta. Mulțumesc, am toate culorile de haine, îmi place foarte mult să... să fac combinații drăguțe. Văd acolo sus ceva deasupra tricourilor albe. Da. Ce e? Coada de sirenă? Coada de sirenă, da, exact. Și deasupra tricourilor. Acolo. Astea? Nu, aia albastră. Altă coadă de sirenă. Tu coadă de sirenă, da, nu? Păi am trei coadă de sirenă. Ia, da. Scoate una, te rog. Deci da? Vreau să văd. Deci este din serialul Sirenele. Da, așa deci vreau este. Să vreau să vedem. Vreau să vedem cum arată ce coada tare. De sirenă. Acum facem sezonul 2 și vreau să fac ceva super drăguț, să luăm niște cozi mult mai frumoase. Astea au fost foarte scumpe, deși oamenii nu cred ce asta. Ce înseamnă foarte scumpe? Au fost 500 de euro, toate trei. Și mie mi se pare destul de scump. Adică da, o coadă... sunt din material, nu sunt da, din plastic sau din o coadă altceva. Din aceea, din silicon și ca lumea. În primul rând, n-au voie să o poarte oameni care nu știu să noate prea bine. Și eu știu să not, dar nu știu profesioniști și fetele nici atât. Mă rog, sunt bune la not, dar așa și o coadă de aia costă 5.000 de euro una. Da, sau deci trebuie să investești o grămadă. Cred că mai mult, nu doar 5.000 de euro, cred că mai mult. Și da, dar există, o să încercăm să găsim cozi și mai frumoase pentru sezonul 2, dar astea sunt cozile noastre de sirenă. Dar de unde te-ai cumpărat-o, de pe internet sau ai de croit-o? De pe internet din America, le-am comandat. Dar de ce nu ai croit-o undeva? Că bănuiesc că nu e chiar așa de complicat. N-am încercat să mă gândesc la asta, da. Și cum, nu e greu la filmări să noți cu ea? Ba da, este greu, dar din fericire n-am avut atât de multe scene în apă. Ziceai tu că ai început filmările destul de târziu și că a fost prea frig afară și din cauza asta n-ai putut să A fost destul de frig și nu suntem noi mari înotătoare să facem cu cozile foarte mult și n-am avut unde, că în Marea Neagră nu se vede nimic, piscine, e ciudat să not ca sirenă în piscină, merge de un episod, dar nu. Deci probabil sezonul 2 va fi filmat în altă țară. Asta e concluzia. Dar te-ai gândit undeva? Probabil, nu știu... Parcă ziceau Tenerife ai mei, da? Să încercăm să plecăm frumos, undeva să se vadă nisipul drăguț și toate cele. Ai tăi se implică, te susțin cum... Clar, clar, păi mă duc peste tot. Deci dacă avem filmări, ei ne duc cu mașina, toate ne duc cu mașina. Tu nu ai permis? N-am permis să-mi iau, am zis din ianuarie anul ăsta că-mi iau, doar că n-a fost prioritar pentru mine, dar probabil o să-mi iau permis. Și mami ne ajută și cu sunetul, și cu boom-ul, și cu filmarea, dacă avem nevoie. Asta e echipa noastră, nu avem o edita mai echipa de filmare. Suntem eu, cu fratele meu, toată familia și câțiva prieteni, adică nu avem o echipă cu bugete mari și acum în dormitorul lui Răzvan, iar dacă dormitorul tău era foarte colorat așa și foarte feminin, a lui este exact opusul. De băiat, de băiat. Și mai închis, da. Și mai închis, văd că a ales nuanțe de portocaliu și de negru. Gri și negru, da, exact. Mi se pare super tare și eu l-am ajutat să-și vopsească pe aici. Știu că într-o zi, în carantină, a hotărât să-și vopsească dormitorul să fie mai mișto. Și a luat aceste viniluri din Los Angeles. Prima dată din... am crezut că sunt tablouri, dar după ce m-am apropiat mi-am dat seama că nu sunt tablouri. Și sunt super mișto, adică sunt artiștii lui preferați, Shawn Mendes, Billie Eilish, Bruno Mars. Cine mai, Bruno Mars, da, e foarte mișto și ascultă la pick-up, acolo e foarte tare. Ce drăguț că are și pick-up. Da, și al doilea a avut unul mai retro înainte și acum are unul mai modern, e foarte... foarte pasionat de toate. Îmi spuneai că el, pe lângă faptul că și el activează în online, așa ca și tine, el este și managerul tău. Așa este, deci el cântă, dansează și e pe online, dar el se ocupă de mine, el e cel impresarul, cum ar fi. Se ocupă de colaborări, de contracte, de cum se numește, de mail-uri, în engleză, în română, e foarte, foarte smart. A terminat Vianu,
E foarte, foarte deștept și ne ajută în orice. Este clar că acum vă înțelegeți foarte bine dacă voi colaborați și pe această parte. Da. Dar au existat momente în copilăria voastră când nu vă înțelegeați? Ca orice frați, ne mai certam și noi, dar mă bucur că am ajuns la... Adică asta vreau să le spun tuturor fraților sau părinților care au copii și se ceartă și se bat, că va veni o vârstă la care se vor înțelege. Se întâmplă să mai aveți și acum conflicte? Nu știu, poate vreți să editați într-un fel sau să, nu știu, să filmați într-un anumit fel mai și să vă contraziceți? Mai se întâmplă tot la edit, pentru că eu am mereu nevoie de ajutor la edit, că e foarte mult de editat. Uh-huh. Și câteodată mă ajută, câteodată nu mă ajută. Cam cât timp petreci editând, montând, filmând pe zi? Păi pentru un vlog toată ziua. Sau chiar două zile, dacă nu stau de dimineață până seara, mai câte 3-4 ore. Iar pentru un serial, pentru un episod, pentru doar 10 minute stăm o săptămână întreagă să edităm și să filmăm tot vreo săptămână. E foarte greu. Serialul e foarte greu, dar îl facem și pentru noi și pentru cei din jur și pentru ca să ne creștem experiența noastră. Pentru că dacă stăm doar să facem vloguri, atunci facem același lucru, știi? Și vrem să ne forțăm pe noi să facem mai bine, știi? Povesteam înainte să începem cu tine și cu mama ta că ei, părinții tăi, au fost cei care v-au împins pe amândoi de la spate și v-au înscris la foarte multe cursuri și v-au ajutat cumva să intrați în lumea aceasta. Da și nu, adică, da, ei ne-au înscris, dar nu ne-au ajutat în sensul că, știi că câteodată... V-au ajutat că v-au dat impulsul. Da, asta zic, că ne-au ajutat că ne-au dus la cursuri. Prima oară am fost la Palatul Copiilor. Noi am stat, mami și tati erau la facultate când ne aveau pe noi și stăteam în căminul de familie, cum se numește, studenți, știi? Adică erau studenți și stăteau ca studenții la cămin. Și voi v-ați născut acolo sau după ce v-ați născut v-ați mutat în altă casă toți patru? Am stat vreo 2-3 ani sau chiar mai mult, cred că până la 5 ani am stat în căminul de studenți, de familiști. Și apoi ne-am mutat la un apartament. N-aveam mașină, deci am stat până la 8 ani, 9 ani. Eu am mers la școală cu autobuz mereu și acum merg cu mijloacele de transport. Mi se pare mai super cu metrou decât cu mașina. Și da, am început super de jos, dar pentru că am fost foarte muncitori și părinții noștri la fel, de fapt invers, părinții și apoi noi, asta ne-a ajutat foarte mult. Este clar că și voi ați fost un material bun, să spun așa, că părinții puteau să vă împingă de la spate și un milion de ani, dacă voi nu vă doreați și nu aveați pasiune. Așa este, da. Chiar suntem pasionați și ne place foarte mult asta, da. Bănuiesc că acum și tu ți-aduci un aport material în familie, nu? Da. Bănuiesc că faci destul de mulți bănuți din online. Da, chiar de la 5 ani am avut prima mea reclamă în care am câștigat bani, de la 5 ani. Și pe parcurs am mai avut reclame și chiar îmi spuneau colegii în generală, îmi ziceau, măi Andra, dar cum te simți tu că tu îți câștigi proprii tăi bani? Că eu aveam concerte, aveam și concerte atunci, aveam momente artistice pe scenă sau aveam voce la desene, atunci simțeam că câștig bani din voce la desene și se simțea, știi, când nu câștigai nici bani. Da. Îți mai aminte ce ai făcut cu primii bănuți câștigați? Mă rog, nu cu cei de la 5 ani, că atunci era clar că nu ai putut să-i... Eu știu doar că eu n-am fost un copil pretențios, niciodată nu i-am zis mami că vreau ceva și i-am zicea nu și apoi eu plângeam. Dacă am zicea nu, înțelegeam, pentru că știam că nu avem cei mai mulți bani când eram mai micuți. Dar pe parcurs, cred că nu mi-am dorit ceva anume, dar mami îmi spunea mai mult da. Gen, poți să-mi iau? Da, poți să-ți iei acum. Ce adică frumos. Era mai deschisă la a ne lua chestii. Nu am zis, banii ăștia îi cheltuim, primii noștri bani. Nu mai țin minte ce am făcut cu primii noștri bani. Că nu e ca și cum ne-a dat în mână, că aveam 6 ani. Da, dar au fost mai deschiși și ne-au lăsat mai mult să ne cumpărăm. Că Răzvan și-a aranjat camera așa cum vrea el și că o aveți și pe Alexa. Hai să facem acum o probă cu Alexa, pentru că mie mi se pare foarte tare. Da, deci fii atentă. Deci zicem așa. Alexa, romantic. Bun. Mamă, ce frumos! S-a făcut roșu și începe muzica să cânte, romantică cum ar fi, și merge și pick-up-ul. Acum cred că l-a scos el din priză sau ceva, că el merge și se închide și el și așa. Și are mult mai... televizorul, dacă zici... Alexa, open the TV. Nu merge acum. Dar TV-ul nu ne ascultă, dar am înțeles dar că are și această opțiune. Alexa, stop.
Deci, el și-a făcut camera super mișto. Deci, te simți foarte bine. Vreau să zic că vara odată am dormit la el în cameră când el a fost plecat la o petrecere, că mă simțeam foarte rău și eram obosită. Și mi-a zis, dorm la mine, că o să-ți dau eu drumul la tot ce vrei. Și mi-a dat drumul la muzică de somn și la aer condiționat, nu știu cum mi l-a făcut, ca să fie perfect. Deci, nu ce mă drăguț. Simt la mine în cameră cum mă simt la el. E foarte mișto aici. El și-a creat mediu perfect. Tot confortul, da. Eu n-am avut timp bine. Să fac asta, știi? Dar mi-a zis, hai, Andra, odată să facem și la el.